Deșteptarea. Despre trafic vorbim la ora asta. O știre documentată de colegii de la Digi24. Acțiunea se petrece într-o localitate din Arad, unde oamenii, exasperați de viteza cu care se aleargă pe străzile comunei, au făcut singuri indicatoare cu zonă de viteză redusă la 30 de km la oră. Și le-au făcut, practic, pe un carton, scrie zonă 30 de km la oră, atenție, copii. Deci nu sunt niște avertismente, nu sunt indicatoare de circulație clasice. Da, e un avertisment. Nici măcar nu sunt desenate pe cartonul. Rugăminte. Da, e o rugăminte, da. Știi? Că poliția spune că, din punct de vedere legal, nu au absolut nicio zi... Putere. Dar că nu e nici ilegal să le pui atât timp cât administratorul drumului e de acord. Primarul a spus că nu a știut despre amplasarea acestor indicatoare, dar cert e că rămâne frustrarea oamenilor și strigătul ăsta de ajutor, cumva, știi? Am spus-o și eu de mai multe ori, la mine în fața blocului. În București sunt câteva zone unde e indicator cu 30 de km pe oră. În general, străzile, da, lăturalnice sunt și te avertizează și pentru că sunt opritoarele alea și să nu-ți rup mașina. Toți șoferii știu că pe străzile alea nu există niciodată radar. Deci avertizmentul ăla e strict așa, de îți bate obrazul, cum ar veni, știi? Păi da, și te avertizează pe tine că poate mai e nevoie de mașina, știi? Stai puțin, tu zici unde sunt cocoașe. Unde sunt opritoare, nu, da. Nu, eu vorbesc de zonele unde doar indicator că e viteza maximă 30, și nu-i... dar nu e niciun opritor. A, corect, ai dreptate, da. De exemplu, la mine pe stradă nu e indicator de ăsta, nu e nici vreun opritor. Și la mine ies oameni din coloană de pe bulevard și o iau pe străduțe. Zilele trecute a trecut unul pe lângă mine, cred că avea 90 la oră pe o stradă de 50 de metri. Adică sunt și mulți tâmpiți. Bă, n-avea niciun sens să alergi cu viteza aia pe acolo. Asta e cel mai mare pericol. Mulți copii, printre care exact. Și ai mei, cu trotinete, cu biciclete, care na. Mai ies câteodată și în carosabil de pe trotuar, că na, știi cum e. Și de fiecare dată când ies afară am o strângere de inimă și le spun de trei ori: păi, aveți grijă mare la mașini. Și povesteam din excursia mea în Germania, unde am și condus, cu restricțiile astea de 30. În primul rând, acolo există restricția de 30 pe străzile centrale, dar peste tot sunt camere. Deci nu e doar o rugăminte. Ai încălcat-o... Ăsta e un semn că se poate, știi? Că uite, o amendă. Ne adaptăm foarte ușor la regulile astea atunci când vedem o cameră video. Exact. Nu ne place, pentru că vorbim de intimitate și de faptul că suntem urmăriți și e Bill Gates, 5G da, și așa mai departe. Adică luăm razna, vine vaccinul, ne urmărește și el și așa mai departe. Dar, pe de altă parte, dacă mergem undeva, respectăm regulile doar pentru că nu știm noi cum să eludăm legea. Exact. Știi? Adică dacă te duci în Germania, cum zici tu, sau în Austria, aia sunt mai stricți, nu prea știi ce să faci, că cum aș putea să scap. Ok, am pățit chestia asta, cum aș putea să scap, știi? Și atunci respectăm regulile. Da, să sperăm că într-o bună zi o să avem și noi parte de sistem de ăsta cu camere, că până la urmă este singura soluție. Adică nici la aia nu sunt camerele de civilizați ce sunt ei. Camerele alea au făcut să fie așa. Exact. Și mă amuzam la un moment dat, eu am avut o mașină închiriată de asta, de, nu știu, motor de un litru, păi de situații. Mergea aia cu 140-150 pe autostradă, mergea. Și am mers ceva pe autostradă în Germania și sunt bucățile alea celebre fără restricție de viteză. Și acum vezi că și la ei nu e chiar așa cam povești, în sensul că se lucra peste tot. Deci erau la șantiere pe autostradă și pe șantier nu era nimeni. Era ca la noi, mă simțeam ca acasă. Adică erau semne indicatoare de tot pe șantier. Poate era subcontractat la o firmă românească. Da, dar nu era nimeni cu zilele. Deci am stat 4 zile acolo, n-am văzut pe nimeni lucrând. Și acolo la fel. Deci e nicio restricție de viteză, bum, deodată e 120, bum, e 80, pormă iară se face 120, iară nu e restricție, nu știu ce. Și de vreo două ori m-a furat peisajul și am rămas pe banda a treia cu 110, gen, știi? Era restricție 120, dar se ridicase restricția de viteză de bucată. Și eu stăteam de vorbă cu Oana, mergeam și la un moment dat mă uit în retrovizoare și aveam în spate coloană de bolizi. Deci erau de la Porsche în sus. Bă, nu mi-a dat unul un flash, nu m-a claxonat nimeni, nu m-a depășit nimeni prin dreapta. Erau doar nemți. După ce m-am prins eu... Te-ai dat la o parte. Că nu e ok.
m-am dat la o parte și din aia vreo 20 pe care aveam în spate, vreo 2 s-au uitat la mine urât când am trecut pe lângă mine. Dar asta a fost tot. Imaginează scena asta pe autostradă în România. Să știi că, uite, în România... N-au venit în spatele meu să-mi facă pressing. Da, da, da. Nu, tată, n-am simțit nimic, de-aia am și mers liniștit. Bine, erai și în vacanță. Da. Oricum nu te interesa lucrul ăsta. Dar apropo de camere, ele există. Pe DN1 e plin de camere. Da, ele au și funcționat la un moment dat. Și le contesta toată lumea că nu puteai să dovedești în instanță cine a fost la volan, nu se vedeau bine, tot felul de prosteli. Și atunci au fost oprite. Era o discuție, nu mai știu, chiar înainte să plecăm în vacanță, că ar putea fi reactivate. Iar revenind la prietenii ai noștri din localitatea Galșa, din Arad, de care am vorbit, vezi tu că până la urmă au pus mâna și încearcă să-și rezolve singuri problema asta și ieri spuneam același lucru. Sunt lucruri, sunt situații. Uite, cum e aici, se întâmplă fiecăruia dintre noi să descoperim câte un lucru care ar putea fi reparat. Despre care, uite, vorbim la radio, sau scriem pe Facebook, sau punem o fotografie pe Instagram și așa mai departe. Și eu nu înțeleg cum nici o autoritate, nimeni, nu reușește niciodată să rezolve problemele astea. Deși se vorbește de ele, știi? Întotdeauna sunt alte probleme care par a fi mult mai importante. Dar, sincer, eu nu cred pe asta. Știi că am discutat și noi aici. Era... scenariul ăsta că, domne, autoritățile nu vor să implementeze camera video ca metodă de amendare a participanților la trafic pe motiv că ar avea ei de suferit, că ei sunt primii care încalcă legea, că merg cu viteză. S-ar putea să mai fie și lene? Mă gândesc și la asta, că tot am vorbit de... am plecat de la să-i dezola și n-au chef de muncă. Cred că mai degrabă aia, știi? Cred că unul vine cu un proiect de ăsta, are nevoie de atâtea aprobări și atâta hârțogăraie că se pierd de fiecare dată prin câte un sertar, își mai aduce unul aminte, iar o apucă, iar trebuie să se facă nu știu câte comisii. Cred că birocrația ne mănâncă pe noi, de fapt, nu neapărat relele intenții. Deșteptarea